Seguro. am și multe de alea negative, dar de alea nu o să spun, dar sunt și multe povești de succes și care m-au bucurat foarte mult și mă bucură mult să mi le aduc aminte. Exercițiul pe care l-am făcut în a mă pregăti cu povestea asta a fost foarte interesant pentru că m a umplut așa de energie, aducându-mă aminte o grămadă de lucruri interesante și o grămadă de lucruri frumoase prin care am trecut și chiar a fost destul de dificil să selectez una care mi se pare mie așa că se potrivește cu subiectul sesiunilor, ăstra cu audiența și cu ceea ce aș putea eu să, să, să transfer. Așa că am, am selectat o poveste care se încadrează în același șablon. În șablonul ăsta e schimbare. Da, uh, și an, subiectele anterioare pe care vi le-am uh, expus mai înainte țineau în mare uh, parte de, de schimbare și de, uh, să spunem, managementul schimbării. Din toate cursurile alea, m-am învățat eu să le, să le predau, cam asta îmi place cel mai mult, e cel mai aproape așa de, uh, de sufletul meu, deși cred că mă pricep cel mai bine la project management, dar îmi place foarte mult uh, change management da și în zona asta rămânând în, în acest registru vreau să vă povestesc o întâmplare sau nu neapărat o întâmplare ci o, po o poveste care ține de o echipă pe care la un moment dat am preluat-o eu și care era foarte demotivată era o echipă de, de oameni așa eterogenă, atât din punct de vedere al vârstei, cât și din punct de vedere al, al, pregătirii profesionale. Și avea rezultate foarte bune. Deci avea rezultate foarte bune. În schimb, când am intrat acolo și am început să lucrez cu ei și să văd uh, uh, cum se comportă și care atmosfera, era totul foarte sumbru, așa, negativ. Uh, nu știu, oamenii relativ plafonați, nu știu dacă neapărat e termenul potrivit asta cu plafonarea, dar erau așa în zona asta de stagnare, da? eram pe platoul de care povesteam mai înainte. Este foarte greu, foarte greu cel puțin, pentru un om care conduce o echipă, fie ea echipă de basket într-un startup sau într-o corporație, să lucreze cu oameni care nu vor să se dezvolte. Este foarte greu din punct de vedere al managerului, din punct de vedere al celui care conduce. Dacă oamenii nu vor să se dezvolte, clar că nu ai inovație, clar că nu ai, știu eu, chestii noi, e clar că nu poți să îmbunătățești, nu poți să crești eficiența, rămâne tot acolo, așa, și e foarte, nu știu, frustrant chiar la un moment dat, pentru că tu îți dorești, vezi că există potențial, da? Și se întâmplă asta și părinților cu copiii, am observat <laughs> chestia asta, dar și profesorilor foarte mult, când văd potențialul, cred că mai, mai degrabă profesorilor, când văd potențialul în, în diferiți copii și totuși parcă nu reușesc să-i aduc acolo, parcă nu, și e, e, e frustrant. La fel mi s-a întâmplat și mie, dar... Da, eu nu sunt un Tip care să stea mult într-o zonă asta de. Adică, cumva frustrarea nu, nu mă caracterizează, și, în afară faptului ăsta, încerc tot timpul să, să trec peste și să găsesc, să găsesc soluții. Probabil că și pregătirea, așa cum am spus, tehnică și asta, orientarea asta spre soluții, așa, mă, mă ajută. Oricum, revenind, foarte complicat. Deci, foarte complicat, oameni care nu vor să se dezvolte sau oameni care probabil au încercat cândva să se dezvolte și au fost opriți sau, nu știu, s-au întâmplat diferite chestii și au, au ajuns să fie, să fie demotivați. În momentul acela, ceea ce am încercat eu să fac a fost, să o iau încet, da, bineînțeles, să studiez, să vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă, dar să vin în primul și în primul rând cu exemplu personal. Este foarte, foarte important exemplu personal. Uh, și mă gândesc aici, nu neapărat în, din postura celui care conduce o echipă, ci din postura unui jucător, unui membru al unei echipe, al unei echipe care vrea și își dorește într-adevăr să-i tragă și pe ceilalți după el, ba chiar și pentru el uh, singur. Da? Faptul că încerci să faci ceva, faptul că încerci să le arăți uh, celorlalți că se poate, da? le dă acea motivație care crește cu tot, crește nivelul, uh, nivelul echipei și implicit și nivelul fiecărui uh, component al ei. Deci, exemplul personal a jucat și nu doar în cazul acesta, ci uh, mai peste tot de-a lungul experienței mele personale și uh, profesionale, un rol foarte, foarte important. Uh, după care sau în paralel, nu nu există o listă așa sau nu este o ordine a, a lucrurilor pe care vreau să vi le spun acum, uh, ci le-am luat cumva aleatoriu. Uh, câștigarea încrederii este iarăși foarte importantă. Câștigarea încrederii uh, celor cu care activezi. Fie din poziția de manager, fie din poziția de membru în echipă, fie din poziția de subordonat, nici nu mai contează, din poziția de coleg. Încrederea este foarte importantă. O metodă pe care eu am aplicat-o și care s-a dovedit cumva a avea rezultate este exprimarea vulnerabilității. E o metodă prin care oamenii câștigă încredere, dar să vadă că, na. Nu, ok, eu sunt bun, mă pricep la matematică, la balistică atunci când arunc mincea de baschet sau la, nu știu, calculul structurilor metalice de, de la nu știu ce baraj de la Ciunget, da? care, mai way, e foarte frumos acolo, are zona extraordinară. Deci... Da, nu sunt doar cel mai tare, cel mai mare expert și nimeni nu mai este ca mine, ci am și o puncte vulnerabile, sunt om până la urmă, da? Am și eu puncte și zone în care mă simt vulnerabil, am și o zone în care mă simt expus și tocmai chestiunea asta mă face să intru și să... Trăiesc aceleași senzații, aceleași sentimente cu cei cu care lucrez, cu cei cu care stau o perioadă mai lungă de timp sau cu cei cu care încerc să mișc lucrurile către, către același obiectiv. Deci, exprimarea vulnerabilității uh, nu reprezintă un semn de slăbiciune, este o metodă extraordinar de puternică de a câștiga încrederea în absolut orice domeniu și în absolut orice uh, direcție în care activăm. Există o chestie foarte uh, importantă și o chestie care lipsește, din păcate, în cultura noastră, în zona asta de est a Europei. Am sesizat-o nu doar la noi, am sesizat-o și la uh, țările, așa cum am spus, în care am activat de-a lungul carierei în, uh, în această zonă. Uh, nu suntem obișnuiți să dăm feedback. Nu suntem obișnuiți să primim mai rău. Deci orice, orice, feedback de asta are ca primă reacție o reacție personală. Și este foarte greu, da, uh, n-am primit educația asta din școală, nici eu n-am prins foarte multă școală din, din comunism, adică aveam 13 ani atunci, deci nu, N-aș am n putea spune că mamă, nu știu ce am, am primit atunci, dar ușor ușor cred că s-a perpetuat treaba asta. Și uh, văd. Uh, atunci când, de exemplu, mers să și fac uh, în, cumva în mod frecvent. Uh, tipul ăsta de activitate, uh, mergem către, către elevi, către studenți, încercând să-i ajutăm împreună cu uh, colegii mei și cu mai mulți oameni din diferite uh, companii, să ajutăm în uh, a-și găsi drumul în ceea ce privește dezvoltarea profesională. Uh, este nu neapărat frustrant, dar este foarte îngrijorător, cel puțin pentru mine, când stă un om nu neapărat eu, sunt și alții în această situație, în fața unei grupe de studenți sau unei săli pline de studenți, își prezintă cariera, spune, uite, eu am făcut așa, vă sugerez să faceți nu știu ce, da? Și la urmă, bineînțeles, Q&A. Da. Hai să vedem cine și cum întreabă. Nici nimeni nu întreabă nimeni. Este, este, absolut îngrijorător, cel puțin pentru mine, uh, chestiunea asta. Deci nu avem, nu, nu există interactivitate și nu există interactivitate în, uh, în, zona de învățământ. Nu există interactivitate, am observat asta în licee, nu există interactivitate în, uh, în universități și asta conduce la uh, subiectul uh, pe care îl prezentam eu mai înainte, uh, care ține de feedback. Da? Este foarte, foarte important să știi să te calibrezi. Adică, da, tu faci, te crezi cel mai bun, spunea Roxana mai înainte, nu? Dar dacă ceilalți au altă părere despre tine, ar fi bine să analizezi. E posibil să fie greșită. Nu, nu spune nimeni uh, că ceilalți au dreptate, da? E posibil ca părerea lor să fie greșită, dar măcar trebuie să o cunoști. Trebuie să vezi care e părerea lor față de, față de ceea ce faci tu, cum faci asta, exprimându-te tu și ei la rândul lor către tine. Deci zona asta de de primit și de oferit feedback este foarte importantă și uh, o, eu o promovez așa cu ardoare și uh, le spun tuturor, mai ales celor care sunt la începutul uh, carierei profesionale, să încerce să facă acest lucru fără inhibiții, în, uh, mă refer la faptul de a, de a oferi și să tot la fel să accepte da feedback și păreri, opinii ale, ale celor cu care lucrează sau cu care știu să se întâlnesc, fără a le lua personal. Da, e părerea cuiva. Dacă mie îmi spune că nu știu, n-am vorbit bine în seara asta. Ok, e, e foarte posibil să ai dreptate. Primul meu impuls ar trebui să văd înregistrarea, să-l rog pe Filip să-mi dea înregistrarea și să văd că e posibil să aibă dreptate omul respectiv. Da? Nu prima dată să zic nu, domnule, nu e adevărat ce povestești tu mie. E, a, nu știu câta oară când stau pe o scenă. Adică, da, nu e... Nu, și vorbesc în fața oamenilor de atâta vreme, nu e o chestie de care să țin cont. Da? E foarte, 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 foarte important. Și un ultim punct am aici notat. Gândirea antreprenorială. Am aplicat, deci vă povesteam de situația prin care am trecut, am aplicat toate cele și chiar mai multe din cele pe care vi le-am povestit mai înainte. Iar... Un ultim lucru pe care vreau să vi-l prezint este că am încercat să dezvolt gândirea antreprenorială. Gândirea antreprenorială, să știți că e la fel de importantă în corporații, așa cum este și în startup-uri. Este absolut la, la fel de importantă și este absolut normal ca aceste companii să încerce să-și dezvolte oamenii în zona, în zona aceasta. Mai ales în, în vremuri. Când dinamismul caracterizează evoluția uh, tuturor uh, entităților din, uh, din zona economică, din viața privată, din tot ceea ce se întâmplă în societate, da? trăim într-o într perioadă foarte dinamică și care vine așa tot timpul cu chestii noi, Ei, gândirea antreprenorială este foarte importantă atunci. Și dezvoltând chestia asta într-o. Uh, sistem social, da? E companie, e familie, e clasă, e grupă la facultate, mai știu eu ce, da? Dezvoltând gândirea antreprenorială în aceste sisteme sociale, se atinge mult mai ușor dezvoltarea profesională și dezvoltarea personală. E interesant, așa, de făcut o paralelă, probabil că discuția ar trebui să comporte foarte multe aspecte și să, să dureze foarte mult, dar o paralelă între ceea ce înseamnă antreprenoriat în startup-uri și în, în, zona pe care noi o denumim așa convențională, antreprenorială și ce înseamnă educație și cultura antreprenorială în, în, corporații este foarte importantă și o să vedeți că dacă vă plecați cu, cu mai multă atenție și în detaliu, lucrurile sunt oarecum similare. Deci e foarte, foarte important acest aspect. Sumarizând, pentru mine, transformarea acelei echipe a reprezentat, sincer, un succes la care mă raportez tot timpul și încerc tot timpul să, să îl aduc da, în, în memorie atunci când. Trec prin astfel, de, prin astfel de, de situații. Și toate punctele pe care vi le-am prezentat mai înainte, cred că pot fi aplicate nu numai în tipul ăsta de situație, ci în tot ce înseamnă dezvoltarea personală și profesională a, a fiecăruia.